Bună ziua, doamnelor și domnilor! 101, ca în 101 Dalmațieni, a 101-a ediție a emisiunii Cultură cu de toate. Nu suntem gata să renunțăm la atmosfera de sărbătoare. E atât de rar să treci de 100 de ediții, încât ne mai bucurăm un pic. Sunt Alina Vasiliu, gazda dumneavoastră, și mi-a fost tare greu ca pentru ediția 100 să aleg fragmente din doar câteva, mai precis din 14 ediții, pentru că atâtea au încăput. Așa că am mai selectat câteva pe care o să vi le prezentăm azi. Dar, până atunci, trebuie să mai vorbim un pic despre educație, despre chinurile prin care trece sistemul de învățământ din România, pus din nou în fața unor reforme arbitrare. Și o să explic mai întâi ce înseamnă cuvântul arbitrar, ca să vedem de ce l-am folosit aici. Are legătură, desigur, cu arbitru, care ne vine imediat în minte. Arbitrar, care pornește dintr-o hotărâre luată după propria apreciere, fără a ține seamă de părerea altuia, de adevăr, etc. Exact cum un arbitru, la fotbal, de exemplu, ia o hotărâre care nu poate fi contestată sau discutată de ceilalți participanți la joc, hotărâre care, chiar dacă e greșită, produce efecte. În acest joc al educației românești, arbitrul este Ministerul Educației, care, fără să se consulte cu experți în educație, alții decât cei din interior, a produs un proiect de lege și dorește să-l impună, fără să țină cont de modificările cerute de ceilalți participanți la joc. Asta reiese din demersul recent al rectorului Universității din București, sociologul Marian Preda. M-am abținut să fac comentarii publice pentru a încerca, cu cea mai bună credință, să evităm cel puțin prevederile catastrofale, precum prelungirea activității până la 70 de ani la cerere, sau sistemul inechitabil de finanțare, de reprezentare și de decizie, măsuri pe care am încercat să le îndreptăm prin propunerile din lista agreată de rectorii celor 9 universități din consorțiu, pe care le-am prezentat la consultarea de la guvern și le-am negociat la minister, a spus el. Doar că, în cele din urmă, constatând că Ministerul Educației ignora aceste cereri de modificări, rectorul s-a simțit dator să reacționeze în numele universității pe care o conduce, contestând inclusiv modalitatea de elaborare a proiectului. Specialiștii în educație din Universitatea din București sau din alte universități din România nu ar fi fost consultați, spune tot Marian Preda. Nu cunosc, din discuțiile avute cu colegii mei, ca vreun specialist în educație din Universitatea din București sau din celelalte mari universități din țară, singurele cu tradiție în domeniu, să fi fost consultat, cu atât mai puțin implicat în formularea propunerilor de lege ale educației, care doresc să reformeze sistemul. Și, de fapt, secretarul general al Ministerului Educației a confirmat spusele lui Preda, declarând că proiectele de lege ale educației au fost construite în Ministerul Educației cu resurse interne. Marian Preda, în numele Universității București, a spus că nu susține un proiect de lege care nu are o viziune privind promovarea învățământului de calitate, de elită și a cercetării fundamentale și care perpetuează sistemul inechitabil de finanțare a universităților, indiferent de performanța academică a instituțiilor. Și mai spune ceva Marian Preda, că deciziile sunt luate de un grup restrâns dintr-un singur domeniu de studii, dintr-un singur oraș, fără ca ceilalți experți să fie luați în seamă. E foarte probabil să se refere la Politehnica din București, știut fiind că majoritatea decidenților din Ministerul Educației provin de acolo, emanați de fostul rector PSD, fostul ministru al educației PSD, Ecaterina Andronescu. Dar să vorbim și despre unele prevederi cel puțin ciudate ale proiectului de lege, dar la care Marian Preda nu se referă. Instituția cheie în analizarea plagiatelor, cea cu acronimul acela dificil de pronunțat, CNATCU, însemnând Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, această instituție este desființată în plin scandal de plagiat în teza de doctorat a premierului.
Apoi, proiectul prevede că fiecare universitate își stabilește numărul maxim de mandate pentru un rector, dar precizează, în mod absurd, că nu poate avea totuși un număr nelimitat de mandate. Adică, o universitate poate stabili ca un rector să poată avea, să zicem, un număr de 50 de mandate a câte 4 ani, ceea ce nu e un număr nelimitat, dar însumează 200 de ani. O altă problemă gravă este amnistierea, de fapt, a plagiatorilor. Orice plagiator va putea să renunțe, fără nicio pierdere, fără nicio sancțiune, la doctoratul făcut pe banii statului, dacă legea este promovată. Adică stă doctorul plagiator și ia supliment la salariu de aproape 1000 de lei pe lună, an la rând, apoi, dacă, doar dacă l-a luat cineva la ochi pentru plagiat, renunță la titlu, dar rămâne cu bani. Marian Preda nu este singurul care atacă proiectul noii legi a educației. Spuneam în edițiile anterioare că au mai făcut-o și Mircea Miclea și Daniel David, ambii de la Universitatea Babeș-Bolyai, cu argumente privind atât educația universitară, cât și pe cea preuniversitară. Cert e că după acest atac și după ce și președintele Iohannis a făcut o declarație ușor critică la adresa proiectului de lege, unele dintre propunerile universităților tradiționale au fost agreate. Totuși, niciuna nu se referă la chestiunile de principiu, precum plagiatul. Iar acum, dacă vă întrebați ce atâtea discuții despre educație la o emisiune de cultură, vreau să vă spun că nu e posibilă cultura fără educație și nici educația fără cultură. Sunt două domenii care se întrepătrund, limitele fiind neclare. Cultura face educație și educația face cultură, iar legătura asta ar mai putea fi exprimată și prin alte construcții lexicale, dar cred că ați înțeles ideea. Sper ca în următoarele ediții ale emisiunii Cultură cu de toate să pot aduce în fața dumneavoastră și alți câțiva profesori cu care să discutăm problema plagiatului și alte malformații ale educației din România. Și acum, așa cum v-am promis, o selecție de fragmente din edițiile anterioare ale emisiunii Cultură cu de toate. Sper să vă placă! Nu știu câtă lume a auzit de Gurdjieff, nu știu câți îl consideră un adevărat maestru și câți îl consideră un șarlatan. Cert este că a influențat o epocă, începutul secolului 20, prin învățăturile sale. În prefața la această ediție românească a cărții, celebrul regizor Andrei Șerban vorbește despre forța vulcanică a unui maestru autentic și despre descoperirile pe care le-a făcut despre sine însuși, Andrei Șerban, sub influența acestui straniu personaj de origine greco-armeană. Iar Gurdjieff are și el un maestru la care se raportează și ale cărui pildele citează și este vorba despre vestitul și cunoscutul la noi, cel puțin în spațiu românesc, Nasrattin Hoxha, înțeleptul Orientului. Acel înțelept care, la prima vedere, face numai prostii, numai fapte trăznite, dar care se revelează în cele din urmă ca fapte de o mare înțelepciune, care sunt ținute minte și transmise din generație în generație, tocmai datorită caracterului lor șocant, paradoxal. De fapt, Gurdjieff este urmașul lui Nasrattin Hoxha, iar pildele lui sunt la fel de paradoxale, metodele sale sunt la fel de stupefiante. Ideea de la care pornește Gurdjieff este că cei mai mulți oameni trăiesc într-o stare de somn, de somnambulism, toată viața, neavând o conștiință de sine. Iar pentru a dobândi potențialul uman complet, au nevoie să se trezească, să ajungă la o stare de înaltă conștiință de sine. Pentru a-i ajuta să facă asta, Gurdjieff a dezvoltat o metodă pe care a numit-o munca sau munca cu sinele sau sistemul, o metodă care îmbină mai multe metode folosite de fakiri, de călugări și de yoghini. Deci sunt intelectual și intelectual. Deci Sunt unii intelectual și intelectuali ar intelectual. trebui să se implice în viața publică, iar alții ar trebui să se abțină. Intelectul în sine, din punctul meu de vedere, nu intelectul în sine face diferență. Ceea ce face diferența e o anumită calitate morală a omului, indiferent pe ce palier se află, de la
cel mai de jos nivel, social vorbind, pentru că nu există un jos uman vorbind decât în termeni moralicești, nu în termeni de ierarhie socială, până la nivelurile cele mai înalte. Cei care au avut curajul să denunțe această utopia comunistă într-un moment în care ea era cuceritoare pe piața ideilor, din punctul meu de vedere, au făcut un lucru, un imens bine și un lucru necesar. Sunt și voci care, de asemenea, s-au opus nazismului într-un moment în care acesta nu apărea cât uși de puțin sub fațeta lui genocidară. Nu era cunoscut fenomenul Holocaustului. Da, nu se știa ce va fi. Da. Vocile acelea au contat și contează imens. Întotdeauna sunt selectate câteva, nu sunt foarte multe, într-o epocă. Am văzut, într-adevăr, o semnalare într-o revistă veche în care se vorbea despre o caracă pictată pe peretele uneia din mănăstirile din nordul Moldovei. Caracă fiind? Caracă fiind un tip de navă medieval. M-a atras, mi s-a părut interesant, zic, iată un simbol naval, o navă pe pereții unei mănăstiri. Recunosc că nici nu sunt, nu cunosc foarte bine nici dogma, nici ca să îmi fi dat seama, să fi știut exact din ce registru fac parte aceste reprezentări navale. Tocmai de-aia m-au surprins, dacă vreți, și poate mai bine, și m-au atras. Am început să caut să văd unde mai pot găsi astfel de imagini și am plecat de la registrele principale în care se regăsesc, și anume Judecata de Apoi, este un registru clar în pictura bisericească ortodoxă și mai este o zonă Marea Restituind Victimele. În ambele, în general, se găsesc imagini, simboluri navale. Ele se mai regăsesc și în viața Sfântului Nicolae, pentru că, așa cum știm, este patron spiritual. Sfânta Maria patronul este și al navigației, da, al navigatorilor. Sunt câteva episoade. Pornind de la această idee, am căutat să văd dacă peste tot găsim astfel de simboluri. Ce este interesant este faptul că în majoritatea picturilor, freșcelor mănăstirilor moldovenești, se regăsesc diferite tipuri de nave. Deci nu putem să spunem că zugravii respective, așa cum se numeau la vremea aceea pictorii, numim astăzi pictori, zugravi erau la vremea aceea, nu putem spune că s-au copiat unii pe alții, au copiat un anumit tip de navă și l-au perpetuat așa. Nu, sunt tipuri diferite. Ceea ce ne face să fim cumva mai convinși că ceea ce au pictat... Au văzut, mm-hmm. Da, exact. Este foarte important pentru noi. Acum vin puțin în zona de muzeu, pentru că poți să dovedești această tradiție a navigației pe care au avut-o și poporul român. Poți să vorbești despre tipuri clare, bine delimitate tipuri de nave care au navigat în zona noastră și pe Marea Neagră și pe Dunăre. Și poți să fii sigur de asta și pentru că zugravii respectivi nu erau doar zugravi, erau și călugări în cea mai mare parte a lor și ajungeau să fie și navigatori. De ce? Pentru că nu se desăvârșeau în călugărie dacă n-ar fi ajuns la Muntele Athos. La Muntele Athos nu ar fi avut cum ajunge decât la bordul unei nave. Neavând resurse financiare, nu își puteau plăti călătoria și atunci ajungeau la Muntele Athos prestând la bordul navei diverse munci. Trăgând linie, ajung la concluzia, ei bine, da, mi-a pictat tipul de navă pe care a urcat, pe care a călătorit și atunci știu că într-o anumită perioadă de timp a navigat caraca, poate în paralel cu o cogă, tot un tip de navă medieval, un pânzar moldovenesc. Este o variație foarte mare și este un subiect clar aparte, subiectul tipurilor de nave care puteau fi văzute în bazinul Pontic și pe Dunăre, în nevul mediu românesc. În majoritatea lor italiene, într-adevăr, de proveniență italiană, până la momentul cuceririi bazinului Pontic de către otomani. Datorăm foarte mult italienilor, și asta mai puțin lume știe, că Marea Neagră, înainte de a fi lac otoman, că asta am învățat toți la școală, sau cel puțin toți cei de vârsta noastră, știu. Acum e lac rusesc. Da, acum, așa, dar până să fie lac otoman, a fost lac italian. Chiar bazinul Pontic, italienii au dovedit de fapt că pot cuceri un întreg bazin, cuceri cu
mijloace pașnice, economice. Nu este nevoie să tragă o săgeată, da, dacă e să o luăm așa, sau o ghiulea de tun ca să cucerească o zonă atât de vastă și importantă pentru comerțul medieval. Ceea ce regret eu foarte mult e că nu am concurență, că nu sunt mai mulți colegi cu care să avem aceleași interese, aceleași puncte, puncte comune de interes, să putem comunica, să putem dezbate. Și mie chiar îmi place, e o competiție, într-adevăr, îmi place să văd, să citesc o altă cronică, o altă viziune, un alt fel de a vedea lucrurile, chiar contează pentru noi. Da, până la urmă asta te și motivează și te face să nu te plafonezi, adică vrei să fii din ce în ce mai bun, ca să fii mai bun decât celălalt de la cealaltă publicație. Iar despre jurnaliștii de cultură, din păcate, într-o redacție, sunt, așa e percepția, tolerați într-un fel. Exact. Toată lumea spunea, da, n-avem nevoie de cultură și pentru mulți cultura a fost un lux. Mm-hmm. Da. Și din păcate, iată unde ajungem când cultura e privită ca un lux. Da, da. E ceva simptomatic, așa, pentru toată societatea noastră. Cultura nu prea contează, dar de fapt contează foarte mult. Este temelia pe care se clădește o personalitate. Un oraș. Un oraș, exact. Da. Citeam acum de curând într-o carte despre muzee, un întemeietorul Muzeului Etnografic din Cluj, Romul Zvuia, un mare etnograf, care spunea în 1929 că muzeele și teatrele continuă într-un fel, sunt singura sursă de a continua educația din școală a unui tânăr. Multe dintre subiectele voastre sunt din domeniul cultural, adică ați făcut arhiva aceea online a patrimoniului istoric din Dobrogea. Este în curs. Da, o aveți în curs, da. Ați lansat acea sintagmă octogonul confesional, punând în evidență lăcașurile de cult care sunt în Constanța și nu toate aflate în cea mai bună stare. Pe urmă, ați avut o campanie Constanța Capitală Culturală. De ce ați decis să acordați atâta spațiu culturii? Poate în opoziție cu alte publicații. Pentru că la vremea respectivă, când ne-am apucat de campaniile acestea, eram încă la masterat în facultate și pot spune că profesorii noștri ne-au influențat foarte, într-un mod foarte pozitiv să facem lucrul ăsta, să ne uităm la arhitectură, să ne uităm la monumentele istorice, ne întrebau, dar clădirea aceasta, de exemplu, ce se întâmplă cu ea, cui este? Și atunci noi am îmbinat munca de investigație cu munca de reportaj și cu faptul că eram studenți la istorie și aveam niște cunoștințe de bază și aveam și niște profesori care ne pot îndruma. Unul dintre ei, Florin Anghel, a și rămas cu noi, de fapt, în redacție și este alături de noi în proiectele pe care le facem. Și a mai fost un lucru, în momentul în care am început să scriem despre patrimoniul cultural din Constanța, am văzut că există public. Interes. Da. Și interes. Am fost surprins să vedem că oamenii vor să citească. Și atunci am zis că trebuie să le dăm oamenilor să citească ceea ce vor ei, mai ales că era un lucru bun. Era vorba despre cultură, era vorba despre patrimoniul Constanței. Prima campanie pe cultură a fost cu Palatul Regal din Mamaia, în curtea căruia ne aflăm. Singura carte care n-a fost pomenită, o carte neplăcută, publicată anul trecut, despre ce am trăit și trăim, pandemiocrația, Caios și vidul împărătășit, contra criza 2. Când ne-am închis în casă, când ne-am închis unii pe alții până la urmă, și continuăm, sper să nu mai continuăm, vom vedea, am intrat în priză și mi-am schimbat. Trebuia să public în sfârșit cartea despre București, orașe, despre oraș și despre București. Mi-am modificat, am scris începutul acestei cărți un jurnal, efectiv care devine din când în când și poem, sunt cum se ajunge la poem, se poate vedea, după care a venit vara, ne-am relaxat, zic că deja promisesem editorului meu, Tact, din Cluj, această carte, zic că trece și devine documentul mai interesant. Ei bine, n-a trecut. A venit toamna și cum să închid și atunci am înlăgit, zic cum să o fac să rezistă, să acopă și cred că încă rezistă ce am scris, mai ales în partea a doua, care e mai teoretică, mai filozofică. Caios este ocazia și este ideea mea că orice
criza este o ocazie și nu doar a mea, este o ocazie de a schimba și de a face lucrurile mai bine, iar vidul împărtășit este COVID-ul. E un joc de cuvinte, dacă tot sunt poet în toate. Mă pot opri, pot continua? Nu, mai așenam, da, ok. să vă mai las și pe voi, mersi. Mulțumesc mult pentru intervenție, domnul Bogdan. Nino scria întotdeauna cu carioci. Scria mare, ca și cum ar fi desenat. Scria vizibil. Citeai de parcă ai fi privit un peisaj sau o hartă. Scria mare ca să vezi de departe. Cu depărtare cu tot. Băga depărtare. Nu știai ce vedeai, ce voia să-ți arate. E vorba să scriem din nou poezie. Să stăm acasă și să scriem. Sau nu? Să parcurgem lumea stând și scriind, la fel ca înainte, ca totdeauna. Să stăm și să scriem, să scrim, ca să fim. O să șoptesc și o să sâsâi și poate chiar o să șchioapăt. După care o să încep să foșnesc, iar tu nu vei înțelege ce spun. Sau poate abia atunci vei înțelege să bănuiești ceva. Totul. Scriu versuri vechi. Le scriu mai bine pentru că le scriu iar. Mă grăbesc să arăt și să scap. Dublez. Să se vadă simplu. Reiau munca exact de unde am lăsat-o. Este aceeași. Nu s-a schimbat cu nimic. Trebuie doar repetată. Respectată. Continuată fără oprire la nesfârșit. Ca însuși actul vieții. Mi se pare că ți-ai păstrat inocența și că treci toate cântecele tale printr-un filtru așa de ingenuitate și mă refer la, mai ales la cântecele care sunt inspirate din amintiri din copilărie și în care este vorba despre bătaie, despre holeră, dar sunt foarte vesele. Vreți să exemplific cu ceva? Da, da, da. Sper să mi le amintesc. Doar că sunt moldovinește și moldovenească mea e de Târgu Mureș. Dar este foarte, chiar nu știu cum le-ai deprins așa accentul ăsta. Am exersat. Holera. Holera, când a venit holera în sat și ninoroșirii, multă lume a căzut la pat și ninoroșirii. Multă lume a murit, dar eu din joacă nu m-am oprit. Chițigaie, gaie, centigaie, chițigaie, gaie. N-am stari, îs curios de când mă știu. Să te patalești, mă uit la fiecare mort din sicriu. O să te mă lipsești, la șmitir ni dau covriș și smochini. Dar mama e disperată și să mă fac cu tine. Nu înțeleg cum din nu înțelegi copchilii. Să te patalești, te poți îmbolnăvi și poți muri cu zâlii. O să te mă lipsești cu holera asta, nu-i de glumit. Ai văzut și tu câtă lume din cauza ei a murit. Du-te la stână, departe de sat, holera. E mare minunică, încă nu te-ai contaminat, holera. Când treci holera, o să te aduci și mâna apoi. Boala asta e îngrozitoare, am avut-o și noi. Mai am și râia, mai am și... Smarandița. Cu biciu. Și smarandița, nu? A, smarandița? Ba, aia cu bătaia. M-o batut, m-o batut, ah, și tari m-o durut, că odată tu cu mine, eu, care învăț cel mai bine. M-o batut și mă doare, m-am gândit la răzbunare, dar răzbunarea e o prostie și-mi dăunează numai mie. Smarandiță, nu te căbărdui, te bădești, te dedă cu bișul în tine, că unde dă tu cu crești, vreau să-ți fii bine.
de-aia te-am bătut. Că și pe mine tot cu bicium mă muc am o crescut. La la izbș, la 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 izbș, la 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 izbș, la 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 la. Dacă m-am încurcat să mai zic că bă, la izbș, la 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 izbș, la 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 izbș, la 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 izbș. Mi-ai spus că acum de curând, astăzi de fapt am aflat că ești și poet. Și apropo de asta, mi-ai spus că ai scris o poezie pentru Vasile Cojocaru, da, atunci când s-a dus dintre noi. Poet e mult spus, că nu am publicat, dar îmi aștern în versuri ceea ce simt. Și eu fiind un romantic care iubește luna, iubește marea, iubește iubirea și iubește oamenii, că de-aia cred că m-am și făcut actor, pentru că de mic îmi plăcea să spun povești și prin ceea ce fac spun povești. Exact. Și uneori le mai aștern și în versuri. Da, și când a murit Vasile Cojocaru, nu e o poezie foarte reușită, pentru că eram marcat de chestia asta, am scris... Am încercat să-l văd eu așa cum l-aș vedea ca discipol al lui și am scris Digul albastru. Vrei să o spui? Dacă vrei, ți-o spun. Da. Stropește-mă, Doamne, cu ploaie, să-i uit astăzi ochii ce dor. În neaca mea vâlvătaie, iubească aceia ce vor. Pe mine mă lasă, stăpâne, să beau și să uit că-s sărac. Degeaba am casă și pâine când sunt trist, solitar și burlac. Stropește-mă, Doamne, mai tare, cu ploaia ce cade mereu. Rămas bun, spectatori, și tu, mare, pe digul albastru, cândva, treceam eu. Cum apreciezi comparativ condițiile în care joacă acum trupa teatrului dramatic, dramaticului din Constanța, și care crezi că ar trebui să fie condițiile la modul ideal pentru o trupă performantă? Din start vă spun că am să evit cuvintele dure. Să le evităm, da. Dar să folosim eufemisme. Am să încerc să semnalez faptul că orașul ăsta merită un teatru național. Dobrogea merită un teatru național. Trebuie să-și creeze și Constanța totuși pierde la capitolul orgoliu din acest punct de vedere în comparație cu celelalte orașe. Poate că o să surprindă pe cineva, dar trupă de teatru național avem. Sigur, atunci când ești teatru național, ea se și mărește, se bucură și de o împrospătare sau reîmprospătare mai rapidă, tot ce decurge din condiția unui teatru național. Aici este prima diferență. Noi în acest moment nu avem un teatru național. Noi am renunțat ușor, nu știu cine, noi, la sala unde funcționa teatrul. Și am venit aici, ne-am așezat peste o denumire, peste un statut al unui teatru de revistă, ucigând, distrugând într-o oarecare măsură partea frumoasă a teatrului de revistă care a funcționat aici, care avea nevoie de anumite condiții, de o anumită structură, de un anumit fel, avea alte forme de expresie ușor diferite de teatru clasic, pentru că avea orchestră, avea cor, avea balerină, avea fosă, folosea amplificări, folosea altceva decât folosește un actor, adică propriul instrument, glasul, voce, fără amplificări. Și atunci funcționa foarte bine aici. Scena asta are o acustică
Mai modestă. Foarte, mai foarte modestă. Uh-huh. În fine, deci nu este chiar, cu părere de rău, este locul în care funcționez, dar nu este cel mai bun loc unde să poți să faci adecvat teatru, sau adecvat să faci teatru. Tot felul de prieteni și cunoscuți venind la mine aici în Bârlog mă întrebau ce faci și m-am gândit foarte serios, băi, de fapt eu ce fac? Așa. Și nu mi-am dat un răspuns rapid, am stat să cumpănesc așa și la final am ajuns la concluzia că de fapt învăț. Pur și simplu e un proces de învățare. Experimentezi. Și experimentare, dar în primul rând învăț, pentru că era un lucru pe care mi-l doream, îl făceam, dar mai rudimentar. Mai rudimentar și datorită dotărilor tehnice, să zicem, și datorită faptului că nu aveam materie primă, nu aveam nici cunoștințe. Dar la un moment dat, cum îi spuneam cuiva, astrele au convers, s-a nimerit să găsesc spațiu, a apărut și timpul și componenta financiară care mi-a permis să îmi iau câteva scule și în final totul s-a așezat de așa manieră încât să pot învăța. Și sincer, cam tot ce am făcut și tot ceea ce fac, atunci când termin câte o piesă, realizez că am mai învățat ceva. Necazul este că nu țin tot timpul cont de ceea ce învăț, pentru că sunt atât de încântat de ideea pe care o am la momentul respectiv, încât nu am răbdare tot timpul. Da, ai de unde să înveți? De la cine să înveți? Da, există o comunitate de oameni în online care sunt dispuși să împărtășească experiența. Nu foarte mulți, destul de greu am găsit oameni deschiși. În același timp și eu încerc să transmit mai departe și mi se pare fabulos feedback-ul pe care îl primesc în comunitatea, eu știu, celor care prelucrează lemnul, în care primesc reacții, vai, în sfârșit o explicare cap-coadă, în sfârșit cineva care îmi dă detalii, în sfârșit cineva care îmi spune de ce așa și nu așa. Plus am un prieten foarte bun cu care împart pasiunea asta, care este mult mai priceput decât mine, mult mai multă experiență și de la care iarăși învăț. Dar descrie un pic ce faci, că văd că sunt niște bucăți de lemn pe care tu le combini cu alte materiale. Inițial am început să fac ceea ce îmi plăcea foarte mult, corpuri de iluminat. Fiind corpul de iluminat fiind un element destul de mic, am folosit tot felul de esențe exotice de lemn și datorită curiozității. Că mă duceam în diverse depozite și vedeam lemne, merandi, bubinga, iroco, abachi, zebrano și îți suscitau interesul și zic hai să le încerc. Și am luat cantități mici din fiecare, am început să le combin, am învățat cum se prelucrează fiecare dintre aceste esențe. Am văzut, de exemplu, că abachi este un lemn care se folosește la mobilierul de saună, pentru că nu face așchi. Și într-adevăr, se prelucrează, ai senzația că lucrezi cu unt. Foarte interesant. Fibra care arată diferit, densitatea care iarăși te face să lucrezi sau te ajută să lucrezi mai ușor sau scoate apa din tine șmirgheluind, tăind și... Deci a fost chestia asta de curiozitate și de a învăța, după care cred că toată lumea s-a lovit pe internet de tot ce înseamnă lucru cu rășina epoxidică, mi-a strânit și aia curiozitatea. Este un material foarte versatil care sigilează lemnul și îl pune frumos în valoare. Marea problemă este că se poate cădea în chici foarte ușor. Au avut un rol decisiv aceste comunități Hamagia pentru evoluția
ulterioară din eneoliticul dezvoltat. Și în cazul în care faceți comparația aceasta cu alte spații din Europa, care ar fi concluziile? A fost și noi odată înaintea vestului. Aha. Sigur că descoperirile din Bulgaria sunt extraordinare și din România sunt extraordinare nu doar din perspectiva aceasta a ceramicii. Toate artefactele trădează această perfecționare în domeniul metalurgiei, se observă pași importanți. Au creat topoare din cupru, sunt primele din Europa, topoare din cupru create, găsite pe teritoriul României și pe teritoriul Bulgariei. În această perioadă, în vestul Europei, erau comunitățile megalitice, sigur că și aceste comunități au creat construcții impresionante, dar în privința aceasta nivelului de civilizație, de evoluție, cele din Est și în special din spațiul balcanic au fost superioare. Aha. Da. Interesant, n-am mai auzit lucrul ăsta până acum. Da. Din păcate, evoluția lor a fost oprită. Care au fost cauzele? Sunt multe semne de întrebare. Undeva pe la 4200-4000 se observă acest regres. Aha. Schimbări climatice importante, dar și pătrunderi răsăritene venite din spațiul norpontic, comunități nomade cu nivel cultural inferior, comunități care foloseau, de exemplu, ca de grăsan scoica pisată, care nu aveau această ceramică frumos decorată cu pictură, cu alte tehnici decorative, incrustații, excizii. O ceramică foarte simplă, decorată cu șnurul, impresiuni cu șnurul. Mă refer la comunitățile care pătrund, începând cu sfârșitul eneoliticului, dau naștere în acest spațiu, în Dobrogea, Cuțurii Cernavodă 1, și de aici mai departe se observă, se uită această dragoste pentru frumos și pentru... Dispar figurinele feminine, dispare ceramica pictată, dispare așezările de lungă durată. Este o perioadă foarte tulbure după dezvoltarea extraordinară din perioada eneoliticului. Nu e obositor să te lupți de atâția ani cu malformațiile pe care comunismul le-a produs în mințile oamenilor? Mie nu mi se pare obositor. Mie mi se pare obositor. Altceva mi se pare că nu e în ordine cu mine din punctul ăsta de vedere. Este că mă identific atât de tare cu un rol că imediat ce încerc să fac un pas în afara lui și din exterior și din interior simt o împotrivire și atunci am impresia că înțelegi ce vreau să spun? Nu. Deci, voiam să te rog să clarifici că nu. Faci diferența între rol și persoană, da? Clar. Cred că eu ca persoană aș putea să nu mă limitez doar la tema asta. Corect. Și totuși, pe de o parte, din exterior îmi vin invitații să particip tot la dezbateri pe această temă. Înțeles acum. Îmi vin lucrări de doctorat, prefețe, cărți, tot pe această temă pentru care mi se cere să fac o recomandare la editură sau să scriu o prefață sau să particip la o dezbatere, tot pe temele astea. Și răspund la aceste invitații nesmintit și întotdeauna dacă ele merită. Și atunci răspund cu partea mea cea mai autentică, dar cea mai veche și cea mai cunoscută. Într-un fel,
În ultimii ani, Monica Lovinescu, trebuie să înțelegi chestia asta, pentru că în ultimii ani, Monica Lovinescu, când își scria diagonalele, și eu îi spuneam că le-am citit și sunt foarte bune, ea îmi spunea, da, bine că mi-ai spus, fiindcă mi se pare că mă repet. Nu zic, nu vă repetați. Dar te repeți. Te da, repeți adică te simți prizoniera acestei teme până la urmă. Da, da, da. Nu că visez neapărat să scriu un roman erotic. Dar sunt sigură că, la fel ca Persic, în povestea aia cretină cu dicotile donatele, o știi? Mm-hmm, da, o știi? Da, cine n-o știe. Fac ce fac și mă întorc tot la dicotile donate. Mm. Și dacă aș începe un roman erotic, m-aș trezi că o... Că vorbește despre comunism. Da, că mă duc pe personajul ăla, cine știe în ce intrigă comunistă sau anticomunistă, cine știe. Ce ar trebui să facă instituțiile de cultură din Constanța pentru ca tinerii să se simtă mai dornici să participe la evenimente culturale? Probabil primul răspuns tare, la care pot să mă gândesc ar fi ideea asta de încercare, de îmbinare, nu știu, cumva a tehnologiei cu teatru clasic. Și s-a întâmplat la Teatrul de Stat Constanța, dacă mi-amintesc eu, ace de siguranță se numea performance-ul respectiv, cum îl denumea domnul Simpsonson. Și Ziua Z. Da, și Ziua Z. Au fost niște proiecte foarte, foarte, foarte faine, care, din ce am văzut eu, au avut un impact destul de mare pe comunitatea tinerilor. Dar ideea asta că trebuie să fie cool, trebuie să fie un trend, dacă e să ne exprimăm așa, trebuie să fie un trend la care să vrei să aderi, trebuie să fie ceva, în momentul în care te duci și povestești la liceu și spui, uite, am făcut chestia asta în weekend, să spună, da frate, foarte fain, super, fire lit. Cum? Fire lit. Aha. Sau, am sunat ca o persoană de vârstă mijlocie. Adică trebuie să fie elementul ăsta de să fie coolness factor-ul acolo. Mm-hmm. Acum, acest factor se câștigă în diverse moduri, nu știu, poate să fie ceva de reputație sau poate să fie un singur eveniment care să fie declanșator pentru astfel de nu știu, perspectiva asupra activității culturale. Dar cred că e nevoie de cât de multă vizibilitate se poate asupra instituțiilor de cultură. Observ un trend ascendent la Teatrul de Stat Constanța, spre exemplu, în participarea tinerilor, dar tot trebuie să încercăm să schimbăm ideea de teatru, e chestia aia la care se duc cei mai în vârstă și unde mie nu prea mi-ar plăcea, că n-aș vrea să văd, nu știu, n-aș vrea să văd gaițele sau... Încercam să mă gândesc la o piesă care s-a rulat de foarte multe ori. Adică trebuie să încercăm să inovăm tot ce înseamnă cultură. Și teatru, și muzica, și, nu știu, chiar și biblioteca județeană, dacă e să o luăm așa. Adică toate aceste instituții au nevoie puțin de, nu știu, să le aducem puțin mai mult în prezent. Cam asta ar fi. Nu de mult am vorbit despre tabăra de sculptură în piatră din micuțul oraș Ovidiu, intitulată Simpozionul Ovidienii. O idee excelentă din care au rezultat, într-o lună de zile, 5 opere de artă monumentală care au fost amplasate în 5 puncte din orașul Ovidiu. Simpozionul a avut și o latură de performance, cei 5 sculptori fiind permanent filmați în timpul lucrului, iar imaginile transmise pe 5 monitoare din Muzeul de Artă Constanța. Pe unul dintre artiști, Laurențiu Mogoșanu, l-am intervievat acum câteva săptămâni. Lucrarea lui, născută din ideea exilului ovidian și intitulată Ovidius în chip de Orfeu, a fost amplasată în parcul liceului din localitatea Ovidiu. Sculptorul Vladlen Babcinețchi a realizat lucrarea Sfinx Metamorfoze, care se află acum lângă unul dintre sensurile giratorii din Ovidiu. Primirea cuvântului, o lucrare de Nicolae Ovidiu Popa, o lucrare despre felul în care căldura sufletească poate însufleți orice,
a fost amplasată în Parcul cu Platani din Ovidiu. Sculptorul Valentin Vârtosu s-a raportat la un ciclu al său de creație intitulat Dorul Metru, care vorbește despre dorul de țară, și a realizat lucrarea intitulată Mesaj Ovidian cu o formă schimbată a dorul metrului, care este acum în fața grădiniței Licurici. Iar lucrarea lui Dumitru Verdianu, Armonie, care înfățișează un cuplu contopit, a fost montată în fața primăriei Ovidiu. Iată cum 5 blocuri de piatră, de circa 2 metri cubi fiecare, au fost transformate pentru a îmbogăți spațiul public, iar ovidienii, adică locuitorii orașului Ovidiu, au un oraș mai bogat din punct de vedere cultural și mai frumos. Nu împodobit temporar cu beculețe sau artificii de milioane de euro, ci permanent cu opere de artă veritabile, a căror valoare în bani nu are nicio relevanță, dar sigur nu se ridică la sumele pe care le cheltuiește Primăria Constanța pe luminițe de Crăciun. O expoziție foarte interesantă a fost deschisă la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și cu Muzeul Ceasului Nicolae Simache din Ploiești. Bijuteriile timpului. Desigur, o expoziție de ceasuri, cu 86 de piese de colecție, ceasuri de buzunar, de masă și de șemineu, ceasuri de perete și tablouri cu ceas. Sunt ceasuri provenind din ateliere și manufacturi din Franța, Elveția sau Germania, unele dintre ele lucrate pe comandă specială pentru România. În zilele noastre, în care ceasul de la mână este, printre oamenii bogați, un indicator foarte important al dimensiunii averii, mă aștept ca expoziția să aibă mare succes. De fapt, ceasul este un obiect fascinant, chiar și numai prin prisma faptului că este instrumentul timpului, un concept atât de inefabil și misterios. Expoziția oferă o perspectivă a evoluției orologeriei în secolele 18-20, ilustrând rafinamentul care a însoțit acest meșteșug de-a lungul timpului. Organizatorii au fost foarte inspirați, citând versurile lui Vergiliu, pentru a-i zori pe doritori să vină la muzeu, în piața Ovidiu, să vadă expoziția de ceasuri. Fugit irreparabile tempus, adică timpul trece irreversibil. Nici nu simțim când ajungem la 1 octombrie, data la care expoziția de ceasuri se închide. Cel mai amplu eveniment cultural din Constanța, stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS 2022, a ajuns la jumătate. Au trecut 4 din cele 8 săptămâni cu spectacole din toată țara și din Chișinău, eveniment organizat de Teatrul de Stat Constanța cu finanțarea Consiliului Județean Constanța și cu parteneriatul Primăriei Constanța. În săptămâna care a trecut, SIS 2022 a adus în fața publicului, în aer liber, spectacole valoroase, apreciate prin prezența numeroasă a spectatorilor și prin aplauzele îndelungate și intense. La Teatrul de Vară Soveja s-au jucat 2 spectacole ale Teatrului de Stat Constanța, care, cel puțin în următoarea stagiune, nu vor putea fi probabil vizionate, pentru că nu pot fi adaptate pentru sala studio, iar scena teatrului, după cum se știe, se află în renovare. Cea mai frumoasă soție, de Eugen Labiș, în regia lui Mecrani, și Gaițele, de Chirițescu, în regia lui Lucian Iancu. Un concert de jazz în Parcul Arheologic, concert la care spectatorii au vibrat alături de trupă, Sorin's Lap Band, au cântat și chiar au dansat. Groove Garden, un concert de jazz funk, excepțional interpretat de artiștii experimentați și cunoscuți pe scena jazzului românesc și internațional. Un spectacol asupra căruia vreau să insist și pe care l-aș recomanda oricui, pentru că de mult n-am mai râs atât, a fost Școala Nevestelor de Molière cu trupa lui Victor Ioan Frunză, unul dintre cei mai talentați regizori din România. A fost o lecție de teatru, o lecție de comedie oferită pe scena Teatrului de Vară Soveja. Cu toate că a avut prima reprezentație în 1662, pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, Regele Soare, spectacolul, cu un text adaptat la vremurile noastre chiar de interpretul rolului principal, valorosul actor Adrian Nicolae,
A fost aplaudat și aclamat de un public numeros, de peste 400 de oameni. Deci, regie, text, interpretare, atât a rolurilor cât și a șansonetelor, care au punctat inspirat scenele spectacolului, toate de nota 10. Nu vă lăsați înșelați de faptul că Adrian Nicolae face stand-up și roast și poate fi văzut la emisiuni de televiziune. Este un actor extraordinar pe care l-aș indica tuturor celor care se plâng că în zilele noastre nu mai sunt actori ca odinioară și că ne-au murit talentele. Ei, nu e chiar așa. Talente avem, dar mai trebuie să și mergem la teatru ca să ne bucurăm de ele. O altă comedie excelentă de Neil Simon a fost jucată ieri, tot la Teatrul de Vară Soveja. Îmi place cum miroși, o producție a Teatrului Național Radu Stanca Sibiu, în regia lui Puiu Șerban. Titlul original fiind Star Spangled Girl, care ar însemna Fata drapată în steagul Americii. Ca aproape toate comediile lui Neil Simon, și aceasta a fost ecranizată în 1971. Punctul tare al acestui spectacol a fost garnitura excepțională de actori de la Sibiu, în frunte cu Ofelia Popi, cea care a primit de 3 ori premiul Uniter pentru cea mai bună actriță. Astăzi, de la ora 21, pe scena din Parcul Arheologic, trupa Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani vine cu un spectacol ce are premize speciale de a atrage în primul rând publicul constanțean, căci Eroine este un spectacol pe texte de Ovidius Publius Naso, traduse și adaptate de tânărul regizor Andrei Măjeri. Este, de fapt, doar cea de-a treia reprezentație a acestui spectacol puternic despre feminitate, care a avut premiera la Botoșani în 11 și 12 iunie, la finalul stagiunii teatrale 2021-2022. Mâine aveți de ales între două spectacole, în cele două locații ale stagiunii. La Parcul Arheologic, de la ora 20, Centrul Cultural Județean Teodor Burada participă la SIS 2022 cu un spectacol de folclor. Ansamblul folcloric profesionist Brâulețul și invitați, unde accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Concomitent, la Teatrul de Vară Soveja, tot mâine, dar de la ora 21, Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău prezintă spectacolul Hamlet în sos picant, de Aldo Nicolai, o comedie în care acțiunea se petrece în castelul Elsinore, dar nu în sala tronului, ci în bucătăria regală, personajul principal fiind masterchef-ul Froggy, care drege, din polonic, cuțite și pahare, tragedia prințului danez bântuit de himere. Duminică, 7 august, în Parcul Arheologic, de la ora 21, tot o producție a Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, în regia lui Alexandru Cozub. Spectacolul Steaua fără nume, de Mihai Sebastian, o frumoasă poveste de dragoste și cunoscută, care se înfiripă între un profesor de provincie și o tânără sfâșiată între aspirațiile romantice, înalte, și cele pragmatice, terestre. Săptămâna următoare începe cu cea de-a doua reprezentație a spectacolului Teatrului de Stat Constanța, Goi Pușcă, în regia lui Vlad Cristache, după celebrul film Full Monty, o comedie cu final fulminant care nu trebuie să vă scape. Marți, 9 august, la Teatrul de Vară Soveja. Apoi, miercuri, 10 august, spectacolul care a fost reprogramat din cauza ploii și care se joacă cu casa închisă, Spune-mi ce ai făcut cu banii, de la Teatrul Globe din București, cu Anca Sigartău, care semnează și regia, în Parcul Arheologic. Iar joi, 11 august, de la ora 20:30, Teatrul Maria Filoti din Brăila vine la Teatrul de Vară Soveja cu spectacolul Jake și femeile lui, tot de Neil Simon, în regia lui Ervin Simpsonson, cel care este din 2019 directorul Teatrului de Stat Constanța, instituția organizatoare a stagiunii estivale. Sper ca săptămâna viitoare să vă pot invita să vizionați un interviu cu regizorul și directorul Ervin Simpsonson, ca să-l cunoașteți mai bine. Spectacolul, o comedie de succes, de asemenea ecranizată, cu celebrul actor Alan Alda în rolul titular, a fost montat chiar înainte ca Ervin să vină director la Constanța.
Atât pentru ediția cu numărul 101. După difuzarea emisiunii cu numărul 100, am primit mesaje foarte frumoase și foarte emoționante, prin care telespectatorii ne felicită pentru centenar. Așa că simt nevoia să vă mulțumesc din nou, din suflet, pentru că ne sunteți alături pe drumul acesta, destul de greu, dar atât de plăcut al culturii valoroase. Fără voi, niciun efort al nostru nu ar conta. Sunt Alina Vasiliu și vă aștept alături de noi vinerea de la ora 19 la Dobrogea TV, pe canalele cunoscute, la televizor, pe website, pe Facebook sau YouTube. Doamnelor și domnilor, vă doresc numai bine, frumos și pace!